De la mijlocul lunii noiembrie este foarte posibil să nu vă mai puteți prezenta la muncă dacă nu aveți certificat verde, indiferent că lucrați la stat sau la privat. Până acum, restricțiile erau valabile doar pentru cei care intră în diverse instituții publice, însă, de acum înainte, ar putea fi aplicate și angajaților. Proiectul de lege va trece prin Senat, după care certificatul verde va deveni obligatoriu și pentru aceștia. Inclusiv cei din mediul privat ar putea fi suspendați dacă refuză vaccinarea. Certificatul verde va fi obligatoriu la muncă, la stat și la privat. La stat, în toate instituțiile publice, companii, regii, iar la privat, în birouri private în care își desfășoară activitatea mai mult de 50 de persoane simultan. Știu ce, domnișoară, n-am idee să pot să mă exprim. Considerați că e un lucru bun sau ar trebui renunțat? Nu știu, alții zice că ar trebui renunțat, alții că da, eu știu, nu știu ce să cred. Dumneavoastră aveți certificat verde? Nu. Și nu vă este greu? Eu am și probleme de sănătate și nu știu dacă am voie să fac vaccinurile astea. Că sunt cu inima, cu astmul, cu ficatul, cu mai multe și nu știu dacă am voie să fac. Păi nu e bine ce se întâmplă. N-ar trebui să fie, ar trebui să dispară toată treaba asta. Nici injecția nu, aia, COVID-ul nu, n-ar trebui să... Dumneavoastră aveți certificat verde? Poftim? Dacă aveți certificat verde? Nu l-am și nici nu-l fac. Și nu vă este greu în situația de față? Nu vreau să-l fac. Certificatul verde, care include vaccinarea, testarea sau trecerea prin boală, va fi scanat prin aplicația mobilă CheckDCC. În lipsa acestuia, ți se va putea interzice accesul la locul de muncă. E ceva de strigător la cer ce se întâmplă. Dar Dumnezeu e mare, ne-a oferit de toate rările. Asta este situația. Ce să facem? Dumneavoastră aveți certificat verde? Nu. Și nu vă este greu în situația asta? Așa. Nu că... Pe viitor se spune că nu prea putem să mai intrăm nicăieri fără acel certificat verde. Păi de ce? Că eu am cu inima, am cu fierea, cu ficatul, nu pot să le fac. Că eu am făcut vaccinul când eram copil cu penița arsă. Nu e bună, doamnă. Nu e bună, că te restricționează și te constrânge. Nu e bine să te constrângă. Deci, astfel să înțeleg, nu aveți certificat verde. Nu am, doamnă, și nici nu fac. Nici nu fac. Dacă, deocamdată, dacă nu ne obligă, nu credeți că o să vă fie greu pe viitor? Nu. Ce îngăduie Dumnezeu? Lăsăm pe Dumnezeu să ne... Că eu cred că Dumnezeu nu va îngădui mai mult decât este. Înțelegeți dumneavoastră? Ei fac acum, dar Dumnezeu o să dea odată și odată cu ei de pământ, domniță. Că nu se mai poate, că apresează lumea și nu e bine să-i presează. Te constrânge până te bagă în pământ. În cazul în care nu ai certificat verde, șeful instituției publice sau patronul decide suspendarea de drept a serviciului timp de 30 de zile. În cazul în care salariatul se răzgândește și prezintă certificatul verde, se ridică măsura de suspendare. În cazul în care trec cele 30 de zile și angajatul nu prezintă certificatul la stat, încetează de drept contractul de muncă. Pe când la privat, patronul poate dispune prelungirea suspendării sau încetarea contractului de muncă.